oameni buni, din practica vieții, ați văzut, sunt oameni care calcă pe cadavre, numai pentru a strige scopul sau pentru niște bani. Să nu-i lăsăm, pentru că noi suntem mulți și ei sunt puțini. Ei au putere, ei fac abuz. Ei fac abuz, ei se duc peste poliție. Și ce dacă sunt americani sau sunt ruși? Sunt și ei niște oameni. N-au dreptul să ne ia viața noastră să ne otrăvească. N-au dreptul să facă acest lucru. Noi suntem stăpâni aici. Pe cei de la București care astăzi le dă drumul și a spus nu pleacă șevronul acasă. Noi i-am ales. Dumneavoastră i-ați ales. Și dumneavoastră i-ați ales. Poate la toamnă, poate la alegerile europarlamentare vom spune nu, domnilor. Dacă dați drumul la aceștia care seamănă o travă, nu. Nu vă mai lăsăm. Nu vă mai votăm. Ca să înțeleagă un lucru, avem un cuvânt de spus. Și o să le cerem în continuare, în toate întâlnirile mele și a domnilor, numai colegilor de aici, care facem, că am făcut o asociație cu toți primarii din zonele acestea și eu și preoții și domnul Moț, au făcut o asociație non-profit, non-guvernamentală, non-non-non, care să ne batem cu ei, care să ne batem cu cei care vor să ne otrăvească. Asta fac, ne otrăvească și ne otrăvește și pentru ei nu contează. Ei încasează bani mulți pentru că sunt scumpe. Gazele, deși nu vine de dumneavoastră oameni buni, nici nu sunt bune, sunt toxice, doar pentru industrie, dar le au și le exploatează. Au regim special, trebuie să le ducă cu mașinile, să le care, pentru că nu au zona industrială și se vând la preț foarte mare. Vedeți că se împuținează și spune, crește non-stop prețul gazelor. Crește. Noi nu mai avem, din păcate, România, nu mai avem industrie pentru a folosi gazele astea. Acei care concesionează și le exploatează nu o să aibă milă de dumneavoastră sau de oricare dintre noi să ni le dea mai ieftin. Tot la prețuri exorbitante ni le dă. Mai bine să producem mâncare, să producem vegetale, să producem animale, lapte, ouă, carne și să dăm pe mâncare, putem cumpăra și gaz, și petrol, și benzină, și orice. Vă mulțumesc! Înainte de a da cuvântul altui invitat, aș vrea să vă spun că al dumneavoastră Constantean, domnul profesor universitar Vasile Popuța, nu este astăzi aici. Soția domnului a fost operată ieri. Domnul Popuța este întotdeauna alături de noi, scrie pentru noi, trimite materiale la presă, aș vrea să-l aplaudați. Vasile Popuța, e la mine și acum. Și pentru că vineri, 7 martie, ora 12, la prefectura din Arad, domnul Pribac, prefectul, eu aș spune nelegitim al județului Arad, reprezentantul guvernului în teritoriu în județul Arad, a convocat toți primarii din acest perimetru EX6 Purtici la o întâlnire, s-a numit publică, dar, spre exemplu, eu n-am avut voie să intru în sală, deci nu a fost publică. La această întâlnire au fost, deci, primarii sau viceprimarii localităților din perimetrul EX6 Purtici. Foarte ciudat, a fost și directoarea pe țară, directorul general al ANRM, dar și reprezentanții unor firme private, Panfora Oil & Gas din Ungaria. Vă întreb, prefectura Arad, nu cumva ar trebui să ne reprezinte pe noi? Noi n-am avut voie să fim acolo, deși întâlnirea s-a numit publică, dar cei din Ungaria, nu contează că sunt din Ungaria, nu suntem antisemiți. Dar de ce o firmă din străinătate a avut voie să fie acolo și noi nu? Primarul de la Olari, domnul Ștefan Muscă, viceprimarul de la Iratoșul și domnul primar Aniție de la Curtici au ieșit din sală în semn de protest. Au făcut foarte bine. Dar domnul Mercea a rămas în sală până la sfârșit. Aș vrea să vă povestească ce s-a întâmplat acolo. Prefectura, din punctul meu de vedere, nu ne mai reprezintă. Doamnelor și domnilor, am rămas în sală pentru că cel care a început întrebările celor de la Pamflon am fost chiar eu. I-am întrebat, cum vă explicați, domnilor, dacă la 10 km de noi, în zona Sofronia, știți, și în spatele dumneavoastră aici la Ziman, au existat stondele cu gazolină, de unde știți că înainte de 90 fiecare și-a mai băgat în mașină. Cum au putut?
Le-am explicat cum spuneți că nu căutați altceva dacă am văzut că aici deja nu mai există gazolină, atâția ani s-a extras, câți ani s-a extras? 7-8 ani, nu știu exact. Deci acum, la ora actuală, nu mai există gazolină. Au încercat să răspundă cei de la Planflona, dar n-au putut și a început discuția doamna de la NRSC. Mi-a explicat la întrebare că așa am procedat, am întrebat și mi s-a răspuns. Doamna, specialistă, normal în domeniu, mi-a spus că hidrocarburile astea, deci gazolina sau petrolul, se poate din nou aduna, ca și într-un lighean, să ne explicăm. Normal că n-am fost de acord cu ceea ce doamna a zis și n-am fost de acord și ceilalți colegi primari, care dintre ei am ajuns la... unii dintre ei au ajuns la discuții foarte aprinse cu, în discursuri cu cei de la Pamplona și cu cei de la NRSC. Eu am rămas până la capăt pentru că am pus mai multe întrebări. Le-am pus întrebarea la Macea, de exemplu, sau în zonă avem foarte multe sonde de apă termală. În forările care s-au făcut la Macea, că avem documentele la primărie, s-au făcut până la 1860 de metri, avem sondă de apă termală, normal că se vrea perforarea mult mai jos, pentru că și petrolul sau hidrocarburile sunt mult mai jos. Dar dacă din actele care le vedem aici, care ne-au fost prezentate și din cele primite de la ANRSC, se vrea perforarea mult mai jos și atunci e clar că nu se vrea numai petrol și gazolina care se formează. Tot așa le-am explicat cum vă, dacă înainte de 90 Ceaușescu n-ar fi exploatat această zonă dacă era cu țiței, sau vecinii din Ungaria, că noi suntem chiar pe graniță, la jumătate de kilometru de Ungaria și de 20 de ani când sunt la primărie, am plecat în vizite acolo și ținem legături culturale și de tot felul cu cei din localitățile limitrofe graniței noastre. Nici acolo nu s-a exploatat. Deci exact cum spunea domnul Muscă, dacă era petrol sau gazolină, probabil că există, dar se vrea să căuta altceva. Eu sunt convins de treaba asta pentru că la întrebările care le-am pus n-au putut să răspundă concret. Am ajuns la final pentru că ni s-a spus de la NRSC că acea concesionare sau licitație care a fost, contractul este secretizat. Normal că sunt atâtea acte, cei mai ales care am făcut armata, am știut că este secret de stat, că n-ai voie să spui aia sau aia la altă. Normal că e ceva normal, folosesc așa joc de cuvinte, ca să nu fie desecretizat valoarea contractului sau... Dar ne pot arăta prin acel contract ce se vrea să face. Și lucrul ăsta l-am cerut și noi și până la urmă s-a ajuns la concluzia că nu nici mai de acord nici cu exploatația de altfel, nu numai de gaze de șist, pentru că prea mare presiune se pune pe noi, reprezentanții dumneavoastră în teritoriu și eu vă spun, nu mai lungesc, am stat ca să văd tot ce se vrea acolo. Le-am spus că suntem împotrivă și vă spun și dumneavoastră acum, comuna noastră și satul aparținător comunei Macea este împotriva exploatării gazelor de șist și dacă noi trebuie ca să ne ducem toți, o să căutăm, eu cred că toți colegii primari și cei care suntem în măsură, să protestăm în data, când este stabilită data la Radu în 6 aprilie. Eu ce pot să vă spun, să vă doresc sănătate și să mobilizați cât mai multă lume ca să vină la această întâlnire, pentru că noi să știți că nu venim aici numai ca să ne facem o propagandă sau să ne întâlnim, că de dragul întâlnirilor, că aveam multe lucruri de făcut și avem multe lucruri de făcut și peste săptămână. Vrem ca copiii noștri, cum se spunea, nepoții noștri și noi, în același rând, să trăim într-o țară curată și să fim oameni care să bem apă cum au băut bunicii noștri și străbunicii noștri și au fost longeviv, chiar a mei au trăit peste 90 de ani. Vă mulțumesc, sănătate!
au fost cei de la Iratoș, care i-a întrebat, oameni buni, dacă în comuna Iratoș sunt multe locuințe case, din pământ, din voiuguri, și la toate zguduirile alea se dărâmă casele din pământ, ne faceți voi case? Ne dați ceva? Și-a spus, la asta nu ne putem angaja. O altă dată primarul de la Curtici a întrebat, facem la notar că nu veți face case de șist? Nu facem la notar. O altă chestie, adică, repet ce spunea domnul primar, contracte secrete. De ce un oarecare ministru are drept în plus față de noi, oricare de aici în sală, să știe despre un contract care privește țara și privește zona noastră de aici, de ce să fie secret și noi să nu știm? De ce? Ca să vină ăla să spună, nu domnule, vezi de aici, du-te de aici, că eu am un contract, tu n-ai voie să-l știi, că ești proprietar de teren, dar n-ai voie să știi, numai el de la Vanfora sau ex-locul de tender, care a spus că acolo îi va rămâne gâtul în momentul când vine și intră pe terenurile noastre. Primarul de la Iratoș trebuie felicitat. El a spus că e de acord cu aceste explorări și exploatări, doar că trebuie să facă o hârtie prin care cei de la Panfora să se oblige că toate casele din Iratoș vor fi refăcute. 95% din casele din Iratoșul, și cred că și de aici, și din Curte și din Sântana, sunt din pământ, adică din chirbici. Vin cu aceste, uitați, am confiscat această carte tehnică. M-am întâlnit cu cei de la Panfora, în biroul primarului de la Iratoș, și toate hârtiile pe care au vrut să le dea primarului, le-am luat și mi le-am băgat în geantă. Mi-a spus Tibor Bencu că e ilegal. Și a spus, dacă vrei, hai să ne batem. A avut neobrăzarea să-mi ia și o carte de vizită, în cazul în care mă mai calmez, să-l sun. Mi-a spus că stă la Hotel Continental și... ne putem întâlni... Oameni buni, repet ceea ce am spus, au bani. Pe mine nu v-ați contăștit că sunt prieten cu fostul ministru Tabără, m-a chemat George Frunda să mă duc să mă întâlnesc cu ei. Și am spus, nu am ce să discut. După care directoarea MOL a spus că vrea să se întâlnească cu mine în secret, oriunde vreau eu, ori în Budapesta, ori în București, ori în Arad sau Timișoara. Și a spus, stimată doamnă, mă uit și eu ca orice om după o femeie, dar mi-l aleg singur, nu mi se bagă nimic pe gât. Ca ulterior să spună, muscă, de aceea este împotriva noastră și împotriva caselor de șist, pentru că noi am dat destui bani. Nu, domnilor, am tot ce trebuie, am muncit o viață numai și numai la agricultură, am câștigat suficient, am și eu și copiii tot ce ne trebuie. Mai mult, eu am o situație în care îmi pot permite, dacă ne deșertifică, să plec de aici. Mulți dintre dumneavoastră nu aveți situația aceasta, să plecați, să vă mutați, să vă luați casă în altă parte. Și o să rămânem cu otrăvurile. Dar mai bine să rămânem cu categorii, nu îi lăsăm, sub nicio formă. N-au voie să intre pe noi. Câteva luni am fost întâmplător în Timișoara, unde am un unchi în vârstă, am stat cu el un weekend și am văzut, recunosc, doar în urmă cu câteva luni, în 1989, pe clădirea Operei din Timișoara, s-a pus o plachetă de marmură care poartă acest mesaj. Vreau să vă pregătiți steagurile, să stați cu mâna pe inimă și să citiți împreună cu mine acest mesaj. E extrem, extrem de important. Spune așa, vouă, celor care mulți sau puțini, când va veți trece neliniștiți peste urmele noastre, ale celor care au fost generația lui 89, un singur gând? România! Un singur gând? România! N-au murit degeaba eroii pentru noi, nu degeaba Andrei Șaguna o viață și-a dedicat-o pentru România, ca să permitem unor nesimțiți. Aș vrea să dau și numele lui Ponta, care a dat o hotărâre de guvern 1185 din 4 decembrie 2012. Domnule prim-ministru, este un mare, mare resimțit. Aș vrea
Vreau să dau cuvântul Părintelui Mareș Adrian din Andreșa Gona. Ca reprezentant al Bisericii nu pot să încep decât din Cartea Facerii, care ne arată că Dumnezeu a făcut pământul, apa și toate câte sunt și ne folosim de acestea în viața noastră. Iar viața este de la Dumnezeu și Dumnezeu este viața. Iar noi ca oameni avem datoria de a păstra toate aceste ale vieții așa cum ni le-a dat Dumnezeu. Dacă în decursul timpului am pierdut multe din ce ne-a dat Dumnezeu prin mâna noastră a oamenilor, prin tot ceea ce am făcut noi rău pământului, iată, prin ceea ce a spus stimați invitați din această zi, este timpul ca noi să păstrăm ceea ce ne-a dat Dumnezeu așa cum ni l-a dat. Ca reprezentant al comunităților locale, al bisericii și al parohiei, purtăm numele lui Andrei Șaguna. Nu doar localitatea poartă acest nume, ci și biserica, care hramul dat de înalt preasfințitul Timotei. Iar Andrei Șaguna a fost cel care a luptat la timpul său pentru ardeleni. Și dacă mă uit în sală, suntem oameni din Cluj, începând cu reprezentantul primăriei, are rădăcinile acolo, din Maramureș, de la Vața, de la Oradea, din tot Ardealul. Deci suntem reprezentanții lui Andrei Șaguna, nu doar la figurat, ci și la propriu. Avem și icoana Sfântului Bisericii noastre, Ortodoxe, aici în față. Deci ca reprezentant acestuia care a luptat, în primul rând, în acele timpuri, pentru limbă și școală, înființând cele 800 de școli în Ardeal, din banii săi, pentru că atunci era nevoie ca oamenii să cunoască limba română. Iată, în anul 2014, noi ca urmașii acestei avem datoria de a lupta pentru pământul ce ne-a dat Dumnezeu, pentru viața ce avem de la acesta, pentru apa, pentru tot ceea ce ne-au explicat cei care au vorbit înaintea mea. Și văd în pliantul acesta că o familie de 4 persoane consumă până la 32.000 de metri cub de apă în 100 de ani. Iar o singură sondă pentru gazele de șist consumă la o singură facturare această apă care consumă o familie în 100 de ani de 4 persoane. De aceea să ne gândim de 2 ori sau de 100 de ori și să luptăm pentru ceea ce ar trebui să fie al nostru și să lăsăm urmașilor noștri. Dacă cei dinaintea noastră, începând de la Menumorut, mergând la ceilalți și Andrei Șaguna care l-am pomenit de altă, sunt oameni acei de față care luptă pentru păstrarea, așa cum se cuvine, a pământului și a tot ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat în partea aceasta binecuvântată de România. Să fim cu toți uniți la aceasta și să luptăm pentru ceea ce este al nostru. Vreau să dau cuvântul domnului primar, vecinul dumneavoastră, Florin Dema, de la Șimand. Bună ziua! Mă simt onorat să fiu astăzi în prezența dumneavoastră. Am răspuns prezent ca de obicei, mai ales să fiu astăzi solidar alături de dumneavoastră și de cel mai bun prieten al meu și, bineînțeles, cel mai drag om dumneavoastră, prietenul meu și primarul localității Zimand, Vidran Gheorghe. După cum bine știți, această manifestare a început în localitatea Curtici și se va termina până la ultima localitate din județul Arad. Noi, cei din câmpia Ardealului, din punctul nostru de vedere, avem cel mai bun pământ. Acest pământ care pentru noi, astăzi, care suntem în viață, moșii și strămoșii noștri ne-au dat, se-au dat viața. L-au păstrat pentru noi,
iar noi avem datoria morală să-L păstrăm pentru tinerii noștri, pentru copiii noștri și pentru copiii copiilor noștri. După cum ați văzut din cele expuse de domnul director Dimitrie Muscă, aceste firme vor să facă doar rău. Aceste firme vor să ne defăimeze și vor să otrăvească acest pământ, acest pământ roditor care astăzi, așa cum bine știți, în multe zone a ajuns și la 8.000 de euro hectarul. Nu vă vindeți pământul, este un bun al dumneavoastră, fiți solidari, avem în spate un om de nădejde, un om deosebit, un om ambițios, domnul director Dimitrie Muscă, care ne susține din toate punctele de vedere. Un singur lucru nu trebuie să uitați. Un celebru cântec. Noi suntem români, noi suntem aici de vești stăpâni. Trebuie să fim uniți pentru că unirea dă putere, iar în 6 aprilie să ne mobilizăm cu toții, cu mic, cu mare, și să fim alături de această manifestare de amploare. Dumnezeu să ne ajute. Vă mulțumesc frumos! Deci vă rugăm să veniți la Arad. La Arad trebuie să fim 10.000 de oameni minim. Dacă nu de altceva, cei care astăzi semnează actele pentru țară, ca să nu zic altfel, le e frică de oamenii în stradă. Iar noi dacă suntem uniți și mulți în stradă, vom avea un cuvânt de spus și va fi primul semnal în care le spunem suntem mulți, suntem uniți, nu vă dăm voie să vă bate joc de viața noastră, de urmașii noștri, de copiii noștri și nu-l vom ceda și încercăm să facem unirea cu Timișoara, cu Oradea, pe toată partea de vest, să-i scoatem afară, să nu-i lăsăm pe acești mincinoși. Indiferent ce vor spune, repet a treia oară, dacă producem pâine și carne și lapte, ne putem cumpăra de toate pe ele. În 6 aprilie ne întâlnim în Piața Avramianca la ora 15. Domnule primar, vreau să vă luați angajamentul că acești oameni care n-au cu ce să se deplaseze la Arad vor fi ajutați de dumneavoastră. Vom face ora de plecare, ora de întoarcere, o vom publica la fel în ziarul local, care va apărea la începutul lunii viitoare, în 2-3 aprilie, și bineînțeles vom ține legătura prin toate mijloacele pe care le avem la îndemână. Vreau să dau cuvântul tânărului viceprimar de la Curtici, Van Bocan. Da, mă sunt onorat să mă aflu în această zi aici, la Andrișa Bunam. În primul rând vreau să cer scuze în numele domnului primar Aniței de la Curtici, care din motive personale n-a putut să fie prezent aici. Nu vreau să lungesc prea mult. Antevorbitorii mei cred că v-au explicat și sper că v-au explicat și ați înțeles ce înseamnă fracturare hidraulică în gaze de șist. Un singur lucru vreau să vă mai spun. Curtici spune nu gazelor de șist, Curtici spune nu fracturării hidraulice. Vă mulțumesc! Vreau să vă mai spun, Curtici, de vreo 5-6 ani, există un ziar local, apar o dată pe săptămână, se distribuie gratuit. Am tot scris acolo de câțiva ani despre gazele de șist mai nou, cei de la prospecțiuni care nu pot să lucreze, pentru că nu îi lăsăm noi, le e frică. Pe domnul Bencu de la prospecțiuni de la Panfora l-am invitat. Haide și tu la întâlniri. Te voi prezenta Tibor Bencu de la Panfora Oil & Gas și mai departe eu nu pot răspunde pentru integritatea ta corporală. A, nu pot să vin. Păi eu de ce pot să vin? De ce nu-mi face nimeni nimic? Vino și tu și spune-le tu tuturor că nu vrei gaze de șist. Încă o dată, domnule Bencu, e aici Digi24, e Dan Code, e TVR1 prin domnul 8 și tu și așa mai departe. Tibor Bencu, vină și tu alături de noi. Spune-le tu oamenilor că nu vrei gaze de șist. Nu te crede nici mama ta. Nu te crede. Nimeni nu te crede. Și mai nou? În fața această hârtie, această fițuică are 4 pagini, împreună cu domnul director Muscă și cu domnul Cuzman, care nu a putut să vină astăzi aici.
vrea dreptul la replică și ne dă tot felul de fraze. Panfora reafirmă că nu va explora angajamentul de lucrări și așa mai departe doar pentru hidrocarburi convenționale. Luci, ce document v-am arătat mai devreme? Ei spun aici așa. Angajamentul de lucrări pentru acordul de concesiune semnat cu ANRM pentru perimetrul X6 include doar explorare pentru hidrocarburi convenționale, nu pentru gaze de șist. Aici scrie neconvenționale, apare încă un ne. E nesemnificativ, sunt doar două litere. Vă dați seama cum ne mint. Dacă noi am fi slabi de îngeri și n-am muncit, am crede ce scriu aici. Dar aici nu apare nicio semnătură, nicio ștampilă. Hârtia asta e trimisă pe e-mail. Acolo sunt ștampile, sunt semnături, semnează directorul ANRM, semnează și Panfora. Acesta este act oficial. Ei, pe baza acestui act, vor munci. Au acceptul mafioților care ne reprezintă pe noi. Încă puțin și vă voi spune tuturor, vă voi ruga să nu-i mai votăm. Atunci le-i frică de noi că le spunem că nu-i mai votăm. Singurul lucru care interesează pe parlamentari și pe miniștrii noștri este să ajungă acolo. În momentul în care au ajuns, din nou spun, singurul lucru care interesează este să rămână acolo. Călduț e scăunoțul lor, dar nu va mai fi deloc. Îi vom tăia picioarele. Pune imnul național! În toată țara românească. Acum vreau să vă spun, toate manifestările
care au avut loc în săptămânile precedente, s-au încheiat cu un meeting. Vom merge pe jos, până în stația de autobuz aici, lângă drumul național, 200 de metri, într-un meeting, în liniște, frumos, ați văzut, jandarmii au venit să ne păzească, dar suntem foarte pașnici, nu avem cu nimeni nimic de împărțit. Domnul Benco n-a vrut să vină la întâlnire. Așadar, vă rog pe toți să ne colonăm frumos aici afară, mergem până în stația de autobuz. Vă mulțumim încă o dată!